Deci, gata, prieten, salutare, bună, Miha! Bună! Ce faci, mă, Miha, până. Mă? Vin tu? Doamne, Miha, ce frumoasă ești astăzi! O frumusețe rară! Da, frumos! Ești supărată! Că am vărsat sucul pe rochie! Ai făcut pe tine? Am făcut pe tine! Ha? Uite! Doamne, ai făcut pe tine, Miha! A, bravo! Ștergi cu aia! Păi da, și să trebuie să vă lasă până! Da, da, da! Mamă, ce e în mașină! Stai! Prieteni, să vă dau o veste. M-am udat. Am șteavi. Fă ce vrei. Uite, zata vă la București, vreți dacă vă duce. Uite, la unde fugi? Unde fugi așa? Miha, stai să dau veste la prieteni. Stai așa, stai așa, unde stau? Stai, nu mă fac să recomandăm așa. David, stai puțin. Ești părieți? Da, stai așa. Ia ține tu asta. Stai puțin, că vreau să fac o surpriză la prieteni. Sper să scot asta. Bagă geaca pe tine, nu stai așa afară. Și stai lângă mașină. A cui e ăsta? Stai, David, că-ți spun mai târziu. E secret. A cui? E secret. E secret, am spus. Ia, vă stai puțin, ai răbdare. Pune, mă, că nu bagă. Tu mereu ne strici surprizele. Aaaa. Ai puțin o răbdare, te rog. Asigurarea, nu-i dai. Păi stai, ce asigurare asta, îți fac. Nu știu ce asigurare, că voi voi. Nu, prieteni. Nu e asigurare. Unde e asigurarea cea nouă? Nu știu, ce asta. Asta. Asta e Mihai Maria, da? Da. 14, da? Da. Asta e asigurarea veche. Deci, stai să vă povestesc acum ce am făcut. Ale trebuie la ei, da? Și atunci astea le primim aici, noi cu cartea care le-am luat acasă. Unde să le dea, mă? Mă taci, că le filmează, dă-i. Ia uite ce-i trimite patronul tata. Dacă aveți, ce urzeci, na? Ia coborul zi, Mihela. Coborul zi, dă-i. Stai să arunc sucurile astea, că s-au vărsat pe mine, nu le mai suport. Mai e vă pun alta. Nu mai avem. Bă, și telefonul lasă așa în geam. Nu poți să-l închid. Și telefonul meu îl las în geam. Poate mi-l fură cineva. Stai să le spun la prieteni. Prieteni, ieri l-a trimis tata pe Ion Dileau acasă cu numerele de la mașină, cu cartea, cu actele, ca să-i înmatriculăm mașina la Severin. Astăzi am venit, prieteni, am fost la poliție, am fost la primărie, i-am înmatriculat mașina, am făcut asigurare nouă, am luat dovadă pentru talon și ce credeți? I-am luat și alte numere la mașină, am înscris-o pe numele lui patroana, că patroana e bossul, ține patroana actele. Și ce credeți? Uitați ce numere i-am luat. Georgiana. N-am găsit Georgi. Și am luat jigui, sună Georgi. Georgi. Deci Georgi. Georgi. Trebuia să le bagi într-o pungă. O să le bagi mașina lui patroana. Și patroana iubește foarte mult pe Georgi. Și a zis patroana, i-a zis patroana ce numere pun. Și a spus pune Georgi. Patroana a vrut să se împace cu Georgiana, că s-au supărat se un pic și a zis la mașină. Să pună și uitați, prietenii, să met o mână de dragaveiul. Și acum suntem la gară, că dăm la nașul de pe tren numerele, dovada și dragaveiul să-l ducă la București. La București, hai. Prieteni. Păi stai, eu nu merg. Haide, București. Păi m-am mutat pe rochie. Și ce dacă păi să râdă lumea de mine. Eu, nu, uite-te dacă m-am mutat. Eu udă pe rochie. Uite-te. Uite-te. Da. Ce da? Nu se vede nimic. Minci. Serios. Și așa la se vin toate femeile stude pe stradă. Pe bune. Hai, mamă, că aici e gara, nu e restaurant de pizza. Păi nu mă, dar m-am udat? Nu te-ai udat, crede-mă că nu. Și mi-am tras trei măsele, prieteni, dinți, ce erau ăia, nu știu. Unde-i Fane? Fane, care-i trenul? Patroană, să-ți fac o poză aici, pe tren. Nu știu. Ce faci, Georgi? Ia de ce, ăsta e? Care-i trenul? Cine ai să nu filmezi? Poliția! Stai, stai să vă fac o postă. Stai patron aici, lângă tren. Lângă tren. Cu dragaveiul și cu numărul, hai. Bă! Stai. Hai. Stai, stai pe loc. Doamne, pleacă trenul. Gata, ăsta e trenul. Dă-mi cu numerele, hai că revenim, prieteni. Gata, voi, s-au dat numerele. S-a dat dragaveiul.
E totul ok, Miha. Uite ce soare e pe calea ferată. Hai să te pun pe calea ferată aici, în fața trenului. Haide să te pun la soare. Să pui capul pe calea ferată. Hai, Miha, pune capul pe calea ferată. Să vezi ce cald de acolo. Hai. Du-te să-ți fac o poză. Hai să fac o poză, vrei? Că pleacă trenul acum la 50. Nu. Hai. Bă, nu mă faci să râd, că mă doare gura. Aaa, te doare... Georgi! Nu, Joiana, nu. Dar unde e patroana noastră? Hai! E patroana pe tine, le uite-o. Oh, ușor! Să nu cazi! Bă, ai încă... Salutare, Ionuț! Ia zi, mă! Bă, sus! Hirul tactul! Ce mai hai, mă, Ioane. Păi da, să mă duc acasă. Ioane, am luat numere, am rezolvat problema. Vezi că... Sigur. Le-am trimis la București. Bravo. Cu trenul. Da. Ioane, ia uite, aici... Ce faci în bucătare? Păi, Ioane, dar ce s-a întâmplat la București? Hai. Cu tine? Am înțeles că te-ai combinat cu Ștefan acolo. Eu, domnul, credeți. E tu, apară acolo, dar ce bucătare la mine. Zi, Ioane. Facă cremă, să facă... Un puțitul ăla. Nu ai de duma ca de-aia. Păi, Ioane. Păi, ce ai făcut el acolo? Că stăteai cu el în brațe, auzi. Uite, bă, mi-a zis tactul să le iau așa, de uniform, așa, de, dar nu... Auzi, să le iau la brăjeală, nu... Pă, ce luam toți masologii în seamă? Dar ce ai băut? Zi adevărul. Iau tovarășul meu la... De la Creua. La Nașu Marian? Nu, nu. Nașu Marian nu-i mai pasă de tine. Ba, da. Și bucătarul unde e? E implicat. Vorbește mai tare. E plecat, am spus. Când a plecat? Nu știu. Paseară n-a fost acasă? A fost, dacă azi noapte la două, la două jumate. Mă, la două când ne-am luat eu de la gara seara. Da, bun, a fost acasă. A, na bun, na bun. Miha, tu nu vorbești cu noi deloc? Că nu lucrează de atâția ani degeaba. Păi știu, eu ce știu? Știu. Păi sunt as, inginer. El este asu. Prieten, stai să vă arăt, stai să arăt și eu la prietenii mei. Că am adus un alt om aici de lucrează și a rezolvat întrerupătoarele. Stai să vedeți, uitați, nu mai este ce era pe aici, jos, nu mai știu, parchet. O, ia uitați acum, întrerupător frumos, priză frumoasă, caloriferul tot în perete, e tot în regulă. Merge banda. Trebuie să reparăm acum după cealaltă echipă. Ce au făcut aceiași oameni. Ia să vedem camera lui patronul dacă e gata. E aproape gata. Bă, dar parcă e mai urâtă ca înainte. Doamne, doamne. Nu știu ce au făcut oamenii ăștia. Deci chiar nu știu, fraților. Chiar nu știu. Băi, Mihaela, camera lui patronul e mai urâtă ca înainte. Ai văzut? Da. Nu ți se pare așa? Ai văzut? Am dat clasă. Chiar nu mai zic nimic. Aline, ia vin la mine. Mie nu-mi place deloc. Las țigara jos. Ai văzut? Am dat clasă. Nu mai zic deloc. Dar nu-mi place cum e făcut. Nu, că tot. Aiurea tot. Bă, dar că e copilul meu. Dau clasă în construcții. Pun polistiren pe tot etajul. Păpui? Eu. Aline, ia-mi. Alexandru, ce faci? Unde te primi? Bă, dacă sunt inginer în construcții, facultate, cum e? Mă, David, e inginer în construcții, facultate. Pui și mie în polistiren pe casa mare. Tot. Tot până sus, toată casa, învelită în polistiren. Ca coadă. Când? E simplu. Păi un găie, ca cascadurii aia, se leagă de sus și se aruncă de pe acoperiș. Nu, pun schelet ca coadă de sus până jos și fii atent. Sus la 1, vii pe
ăsta pe interior. Vii pe sfoară, eu vreau să vii cu un covoară ăia în firme pe sfoară de aia. Na, vii pe acoperiș. Păi da, de pe acoperiș și polistiren cum îl pui. E treaba mea, nu trebuie să zic pe nimic. Iale, nu faci tu poarta, că a căzut. Unde ai bani? Am sunat omul să vină să sudeze poarta, vine mâine dimineață. Cât, Alex, ce e în curtea asta? A picat și poarta, frate. Nu știu, vine la patroană. E pagubă. O dăm afară pe patroană și o să fie așa. Mă, și poarta să pice, Alex. Un milion. Ce-i aceea, fratele meu? Oameni. Oameni. 10 milioane. Da, normal, și ce? Trebuie să reparăm casa asta. Păi, hai, dai bani. Păi, stai că începem, ușor, ușor. Eu trebuie să vopsesc gardul, Alex. Tu știi câte am pe cap? Tu. Să vopsesc gardul, să zugrăvesc camera. Ce mai aveam de făcut, Mihaela? Ce mai aveam de făcut? Să vopsesc gardul, să zugrăvesc camera? Bine, okay. Și să dau fuișorul cu lac. Păi nu ești și tu trepăr, de ce nu angajezi și tu să scoți banii să dai? Păi sunt cu și pistol. Trepăr, frate, dar încă cu n-am pistol. Luat banii. Ha? Cu pistol, da. Ce? Să-ți fac un lac special. Vopsește oare cu mine fuișorul și gardul? Da, da. Noi doi. Gata, mâine dimineață vii să vopsim gardul. Te angajez, îți iau echipament, îți dau salariul în avans, tot ce trebuie. Da? Da, Ionuț? Da. Ok. Un milion vrei să faci da, poarta? Da, Miguțul! Un milion vrei ca cât? Să faci poarta? Păi Ione, câte mii să vopsim gardul? Viața e... Stai Ione, câte mii să vopsim gardul? Depinde. Zic cât? Pe metru pătrat. Câte mii la metru? 15 lei. 15 lei la metru. Bine, mergi. Oricât. Ori nu știu câți metri o fi, bate-n palma. Sunt 80 de metri pătrați. 80 de metri pătrați să le gardul. Dacă e de metru, da. Metru, metru. Și păcat. Cât vine? 15 ori 80? Nu. Păi depinde. Cât face? Ia ghici. Bă. Am 20, 30 milioane? Nu, bă, nu. 8 milioane jumate. 1 milioane jumate? 8 milioane jumate. Atât aveți să-ți dau. Poate să iei. Gata, mâine dimineața e 850 lei pe masă, aici. Da? Ok? Bun. Gata. Ai toată încrederea. Dă și mie 5 lei împrumut. Pă 5 lei avans vrei? Da. Păi n-am schimbat, trebuie să merg la bancă să scot. Trebuie să merg la bancă. Aoleu, fraților, cu Ion Ghileaua. Să dau și o pastile din mașină. Sun pe tovarășii mei. Nu mă pinge. Măi, eu nu mai fumez mult. Dar nu mai fuma aici lângă mine, frate. Uite, fumez lângă copil. Să-ți prea. Bă, hai în casă, că ne ia frigul, iar a stat afară. Eu sunt răcit și iar am stat afară, fraților. Mi-am extras dinții, poate, Doamne ferește, să nu mă umflu iar și la dinții ăștia și răceala și toate astea. Deci mâine mă apuc cu Ion de gard. Da, vedeți, trebuie să-l plătesc pe Ion. De unde ți-i dau atâția bani? 15 lei la metru ori 80 de metri pătrați. Vedeți? Spuneți voi că e simplu, prieteni. Dar trebuie să plătesc omul. Stați așa să îmi dau și o gecuță jos. Și revenim. Alex. Da. Salutare, ce faci? Ești aici. Every day. David, ce faci? Unde ești, Miha? Mamă, ce tușesc! Stați așa că a revenit, prieteni, că între timp mi-a venit și mie un colețel. Mi-am cumpărat și eu ceva. Vă arăt cu ce și vouă. Dacă tot eram pe vouă noi. Să-mi spuneți o părere dacă sunt frumos sau nu. Mi-am făcut și un cadou. Ziua mea. Oh. Oh. Oh, bravo, mama. Fiți atent ce mi-am luat în primul și în primul rând. O pereche de croc. Ia uite. Da, mie ăștia îmi plac și mai mult. Sunt frumoși? Da. S-am făcut și eu prin casă. Nu? Păi nu, ăștia nu sunt de casă. Bine, vorba vine și prin casă. Ăștia sunt de afară. Mai mult croc. Îi bag aici. Că și-a spus de aia, factura. Și aici mi-am luat o pereche de Adidas.
Stai. Păi, cât de te vrei? O pereche de Adidas și o pereche de Crocs. Am trebuit și tu ceva haine. Și ăștia? Ea, sac pentru Adidas. Oh, bravo, mama. Mamă, frumos, nu? Da, chiar. Am luat așa negri simpli, nu? Păi ce mai mișto ăsta așa, nu-mi plac că i-a încărcat. Îți plac sau nu? Ăștia, da. Simplu așa, noi urei. Nu? Da, pe ea nu-mi plac în toate culorile, mi se par prea. Hai, pe ea sunt mișto. Mi-i bag aici să fie noi. Că nu o să-i port acum la streha aia, că... Suntem construcții și nu. O să-i văruiesc pe toți. Da. Așa că nu vreau să-mi distrug Adidas-ii. Da, mișto o pachetă, sunt pachetat de About You, nu? Da, le-au pus frumos. Dar la Crocs îți trebuie niște de-alea. Știi, zorzoane. Pe ele? Da. Pe ce este eu? Domnișoară? Păi nu, ei sunt și de băieți. Factură. Frumos coletul, nu? Da. Mi-a plăcut. Dar bine, a venit cam greu. Nu? Da. Ca toți, domnule. Ce să mai fi, prieteni? Să știam că nu sunt chiar foarte mușii, vă am lectez? Nu, asta a venit mai greu. În altă parte. Deci, prieteni... Din America? Nu, din Germania. Prieteni, cam asta e situația. Stăm și noi în casă puțin, că suntem cu dantura praf, cu răceala, cu toate astea. Și revenim mai târziu, prieteni. Așa că vă pupăm, vă dorim o zi minunată și ne vedem mai târziu. Pa, pa!